Bună ziua, dragi prieteni! Ne-am întâlnit la canalul de YouTube astăzi pe ce lună asta, mă? Ianuarie. Ianuarie pe... Sau nu știu, ieșirăm din ianuarie. Pe 30, pe 20... Pe 31. Pe 31. Și... vreau să mai vă spun niște detalii. Uite, mai am făcut treburile pe azi și mai am făcut curățenie cu fata, cu nepoata, mai am făcut cu ea ce am putut și eu pe azi și ea. Mai am făcut curățenie în curte, mai am făcut la vasă, mai am făcut în casă. Așa se face iarna, curățenie peste tot. Mâncăm, trebuie să facem curățenie. Punem mâncarea pe foc, trebuie să facem curățenie. Trebuie să împăcăm toată curtea. Și încolo, și încolo. Eu cu fata, mai cu Nora, mai cu nepoata Olga. Mai nepoata Olga să vaită că doare spatele. E bolnavă, e operată de 2 ori și e mai greu și pentru ea. Dar aș vrea să vă povestesc ceva. Nu știu, parcă îmi vine, parcă nu-mi vine să vă dăm niște detalii, că parcă și mi-e rușine să vă spun. Că până la urmă zice lumina că am vorbit de ea, că am bârfit-o, dar nu! Asta eu nu o bârfesc niciodată. Că îmi pare rău și am plâns de copii și am plâns de ea pasul care l-a făcut, dar nu trebuia. Ea a fost o fată cu minte, ea a fost o femeie populară, a stat de atâta timp la patroana. Patroana striga, lumină în jos, lumină în sus. Mai ales Leo ținea la ea, nu ținea la mamă sau cum ținea la lumina, că el n-avea fete, Leo, doar avea băieți. Și ținea și întreba la orice întrebare, la orice mâncare. Lumină cum facem, lumină cum deregem, lumină cum producem treburile așa în partea cășă. Da, eu nu știu ce a fost pe ea. A fost ceva vreun ceaz rău a fost pe ea. I-a făcut ea așa ceva și pasul ăsta. Și a plecat săraca și n-a sunat de mult timp. A sunat acum 3 zile și parcă ne-am îmbucurat toată lumea. Dar ne pare rău de copii, de ne frângem. Ne frângem, nu altceva de copilaș. Și noi nu putem să ne ducem acolo, că ne rușine, așa e la noi, la țiganii. Nu ne ducem. Că poate zice să gândește că ne-a părut bine. Dar la nimeni n-a părut bine treburile astea. Și a făcut săraca lumina. Că a fost și ea bolnăvioară, că a fost și ea supărată. Ba de socru său, ba de patroana, mai ales de ursul când a plecat, săracul. Că-mi pare rău de el, cade sufletul meu. Că el m-a învățat și el m-a făcut YouTube-ul, cum zis, dragi prieteni, toată lumea. El a spus, bunicuță Zână, hai că te ajut eu. Că pe tine te ajut, că ești bunicuța noastră de atâta timp, aci la copiii noștri, tu mai stai de vorbă cu noi, mai ai venit pe la noi. Da, de un rând de vreme nu mai m-am dus, că mi-a fost rușine. Când mă duceam, nu le găsam acasă, ba erau plecați pe la ursul, ba erau plecați pe la patroana, ba erau plecați pe la leu, prin toate părțile. El nu se ducea niciunde fără lumina. Dar mă mir cum lumina s-a dus fără el și a plecat și l-a lăsat.
în situația care e ursul. Vă dați seama câtă supărare și cât trage ursul, mai ales pentru copii, că a rămas. Se gândește acolo, se gândește acolo. Se gândește, mamă, cum să nu se gândește? Au rămas cu săraca Anca. Ce să face și ea săraca Anca? Le lasă pe toate la o parte și aibă grijă de copii săraca de ea. Să stă cu ei, nu știe ce să mai le facă ca să uită, dar copiii nu-și uită mama niciodată. Niciodată mă uită. Cum să uită? Tata-i tata, că-s mai mulți, dar mama e una. E una. Mama e mai dureroasă decât tata. Să știți, dragi prieteni, cuvântul ăsta care l-am zis eu și l-am scos din gură. Că copiii țin mai mult la mama decât la tata. Că fiindcă bărbață mai pleacă încolo, mai pleacă încolo cu săptămânile, cu lunile, după afaceri, după treburi. Cum pleacă toată lumea, și românii, și ursarii, și țiganii, și maghiarii, umplă să facă și ei un ban, doi ca fiecare. Că dacă nu se duc în sat și nu muncesc și n-alerg, n-are pâine pe masă ce mănâncă copiii sau nepoții. A venit Lucica! Bună, bună! Uite, a venit fata mea la mine, vezi? A venit la bunica, venit la mama. Copiii trag la părinți, trag la bunici, mai ales la bunici care le-am crescut. Că noi bunici creștem și stăm cu copiii mai mult ca mamele lor. Mai mult de 10 ori să le ținem, să le scăldăm, să le spălăm, să le dăm să mănâncă. Noi bunici avem grijă de nepoți, că nu le lăsăm pe mâna mamelor, că sunt mame mai tinerele, sunt mai așa, mai așa, mai așa. Nu știe ei ce știm noi ai bătrâni. Da, adevărat. Noi ai bătrâni, suntem bătrâni și știm cum să crește copii, nepoți. Dar asta și ea săraca, de când a plecat Leo, de când a plecat patroana, mai ales patroana, că era patroana că și femeia, ce să mai zic. Ea le conducea pe toți, și pe Leo, și pe Urțu, și pe Alin, le conducea. Acum nu mai e conducerea ei. De mai ar fi fost conducerea ei, nu era lumina să pleacă din partea acasă. Dar ne pare rău la toți de ce a făcut lumina. Ce a fost pe capul ei, n-a fost bine. Ce a făcut lumina, a făcut o mare greșeală. Că a lăsat copiii și a plecat. Mai ales pe Leonardo ăla. Mamă, Doamne, când mă duceam acolo și eu, tot cu el vorbeam, stăteam de vorbă. Că vorbea mult, să băga în seamă și vorbea mai mult ca frate său al mare. Ca Alex. Alex nu prea vorbea, dar el vorbește de rupe pământul. E vorbitor. Și zicea, hai mă, eu ziceam, mă glumeam cu el că mă însor. Nu vreau să mă însor, vreau să-mi țin rață, vreau să-mi țin păsări, vreau să-mi iau păsări. Ține, mă, hai, ține dacă nu vrei să ține. Mă jucam cu el, vorbeam cu el așa, că n-aveam de lucru. Dar ursul râdea de nu mai putea. Acum săracul ursul plânge și plânge într-o n-am auzit. Dar am plâns și noi de mila lui, de mila copiilor, că a plecat și mă trebuia. Și uite, noi nu puteam, îndrăzneam să băgăm, să ne vorbim, să spunem că uite a plecat lumina. Până nu au spus ei. Noi nu puteam să spunem. Să anunțăm noi o țară întreagă că a plecat lumina. Dar să se duce ea unsu, aduce datona pe linii. Mai făcut rău. Multă lume așa. Și românci, și țiganci. Mai a făcut și a venit acasă la copii. Așa și, asta o lună, două, trei, dar iar înapoi vine la copii. O ia dorul de copii și vine singură acasă.
Hai, n-ai prieteni. N-ai ce să le faci, dragi. Revenim. Așa e în ziua de astăzi, cam a nebunit toată lumea. Și români, și țigani. Nebunirea și țigăncile noastre mai rău ca româncile. Se îmbracă la scurt, umblă cu capul gol, umblă cu picioarele crepate, așa, crepate, până aici, așa. Îi se vede picioarele, îi se vede... Ce să mai zic? Nu știu ce să mai zic. Hai că revenim, prieteni. Ne-am revenit așa cum am zis aici, acum veniră neamurile. Neamurile, că la noi venit Tomiță și cu Mândruța. Le dă durăm o cafea. Mândruța veniră la noi. Veniră de divan, cum spune iar bănățanii de divan. E așa spun bănățanii de divan. Acum iarna se umble așa mult prin musafiri, prin rude, că n-am unde merge, că e frig. Da. Mai ieșim și noi la plimbare, mai venirem la... Mătușa Zâna la... La bunicuța. La mătușa aia, bunicuța. La bunicuța Zâna. Să nu uitați să vă abonați, dragi prieteni, la bunicuța și să vă abonați și la doamna Mândra și Tomiță. La doamna Tomiță. La doamna Tomiță. Unde mai a fost Tomiță? Unde mai a fost? Pe unde mai am umblat? Că numai te-am văzut eu ca de vrei. Am umblat toată ziua să-i luăm telefonul luminist. Îi luași? Și am luat. Vezi, Tomiță, dacă știam, îți vedeam și eu câțiva lei, să mergem eu de vezi, dacă n-am știut. Nu-i problemă, comandăm, sună... Păi da, că te tot filmează eu... Au sunat și au zis că au telefon acum, dar aseară nu mai găsăm. Nu mai umbla și nu mai găsai. Da. Așa e când așa e cum... Când filmează eu mai bine, atunci nu mai e spațiu, nu mai e spațiu. Trebuie să luăm un card de memorie. Telefonul ăsta devine spațiu singur în el. Avem și aici grăsuțele. Fetele în casă. Merg fetele lui Grăsani. Și grăsanul la mijloc? Da. Dar grăsanul nu mai zice nimic. Stă cu buzele așa. Moi, auzi. E somn la bebiță. Să somnă? Te rogodim undeva. Uite-te la cameră, mă. O să sunăm după Paști. Bebiță, să nu cașul pe ziua de astăzi. Ia să-l sun pe Rafael, că-l găsi o fată. Unde? La Coțofeni? Nu la Coțofeni, nu. Da, unde? Pe aceea, prin sat, pe la noi. Pe aceea? Mamă, ce fată fi aia? Cred că e grasă tot ca el. Nu, e una slabă așa. E slăbănoagă, nu e mai sulietă, mai sulietă. Prea slăbănoagă. Adem una grasă ca el, dacă găsești, grasă ca el, da. O luăm dacă... Grasă ține în casă. Mă spune tu drept așa, dar serios să spui, când e însori tu? Peste 2 ani, 3 ani. Ce când? Când a venit tatăl? Da. Păi tatăl mai are puțin mamă și vine. Peste o săptămână, două vine, te gândi. Păi nu, peste 2-3 ani mă însori. Peste 2-3 ani te însori? Păi de ce? Vrei să faci jertaniile exact de 18 ani? Dar câți ani ai tu de... Să te însori peste 2-3 ani. Și dacă te însori peste 2-3 ani, faci 15 ani. E bine. La 15 ani. Nu are voie, n-are voie să n-are voie. N-ai văzut, Tomiță, că acum româncile, domnișoarele, le ia de 80 de ani, de 70 de ani, văzut astăzi la televizor. Luvă una tineră, mai mare bărbasă, cu 35 de ani ca aia. A, păi de mult e treaba asta. Nu e de mult, tău cu arătările. Nu e de Marc Anton, că s-a însurat cu una de 27 de ani. Da, cine? Și... Marc Anton. Cine ăla? E bătrân. E bătrân și plin de bani. A, păi ia-l a luat și ea. Are bani s-a însurat. Are bani pe el, are bani pe el, n-ai ce să zici. De la, cum se zice? Da. Avea bani, nu s-ar mai însura. Mă, eu mai am puțin și-l însor. Gata, îl însor, nu mai las pe el așa în însura. Să doare... Dar e, să vrem fată, ca să știm și noi. Da. Ca să audă și prietenii. Da. Să vine bunicul să-l șita, să-l și-o pune. La gârla mare, unde? De acolo, la gârla mare.
Acolo mă duceam după porc la Gârla Mare, bă. Bă, dacă e vreo fată frumoasă, las-o luăm. Mai de mult. Și de la Gârla Mare, care-i treaba? Gârla Mare, pe acolo, pe de unde e bunică ta, Floarea, pe la Poiana. Pe acolo, pe acolo, da. Acolo de unde am luat-o. Se trage, se trage. Am luat-o pe bunică ta de acolo cu ciur cu tot, cum zicea ăla din poveste. Mamă, dacă mă mărit, mă mărit cu ciur cu tot. Așa pe mag, bunică, te-am adus la mine și ta să fie de bine, ce a făcut casa. Ce dacă îl sulăți? Și de acolo și de altă parte. Udica și Țucăre, era mic. Acum e președintele al Străhăiei. L-am adus în mașină. Da. Îi curgea nasul. Moșule, dar tu ești așa, cam supărat. Ce s-a întâmplat? Nu te văd bine astăzi. Am văzut mânele, picioarele, cap. Mai muncește ca să vă sune. Mai munci la vreodată al vostru. 2 milioane ne-am dat. Puștită prea. Până vă vine tăticul și până vă vine mamica, mai muncește al bătrân mai. Bebe, pentru tine. Mai la firma, așa. Ia ridică din picioare. Ia spalte, bebe. Puștită. Ia spalte. Hai că stă pe bebe. Ia ține-te. Ai tu, maică, că ai muncit destul în viața ta. O să-mi ia și eu. Da, vânzare, flanel. Ia și tu, flanel, așa. Ia să vedem ai acum. Ai meritat și tu, flanel. Ia uitați aici, dragi prieteni, ce am adus să mănâncă musafirii. Dita mai cârnată. Cartavul. Ia uitați. Mamă, dar ia să mă văd, să mă văd prietenii. Da, da. Scrieți în comentarii. Scrieți în comentarii dacă stă, dacă îi stă bine, dacă sau să lea. Ca să mi-l cumpără pe niște, știu. Oameni îl cumpere acum, am fost cu tine la treaba el și mi nu mai cumpăra nimic. El a luat numai telefonul cu dinința. Olga vinde e scump ăștia, mândruța le vine mai ieftin. Nu le vinde scump. Hai că înțeleg. Cine le mai ai? Deși eu, mă? Scrieți în comentarii dacă îi stă bine lui doamna Mândra. Ca să-l iau. Ca să îi ia domnul Tomiță. Dacă stă bine, ne. Dar și ce frumos să stă mândră. De ce mă prinde verdele ăsta? Te prinde zău. Te prinde bebe. N-am verdele, verdele. N-am... Dragi prieteni, ne-am revenit. Am luat o gustare. Uite ce am mâncat. Mâncare încărnat. Mâncare din asta țărănească. Uite mâncare, mai avem, uite, mai avem asta, mai avem. Da. L-a oprit pentru Rafael. Da, pentru Rafael, să mai mănâncă și copii. Păi ce, dacă mai stăm aceea, cred că îl mâncăm pe tot. Ce să mai mănâncă Rafael? Da, mai are altul la fumătoare. Mai are altul la fumătoare pentru Rafael. Da, asta e funcția noastră. Poți să mâncăm. Dacă da. Mai stăm până mai întâi, da, terminăm. Uite ce o frumoasă rege grăsimea ei, uite ce șutu Ioan. Da. Vezi, dar tu nu prea mânca șoane, uite ce. Cum că mâncă și eu 3-4 bucăți. Vreau să vadă bunică ta Floarea pe noi acasă. Dar știi ce mi-e acum? Vreau murăturile ăștia să-mi trimită și mie vreo 5 kg. Lați ăștia, știi ce mi-e? Trebuia un pahar de vin de ăla, de butură. Frumos! Avem și de la avem. Să fie așa ca fructele de pădure. Mă, frate, avem. Bă, de la găsești numai la... Unde? Marginița, acolo, la... De unde îi place lui bunicul să bea. Mă, frate, avem. Nu mai e nimic. Mă, că tot am mâncă Olga. De aia frumoasă. Olga mea tot am mâncă din ăsta, Olguța. Da, lui Tomiță îi plăcură murăturile lui bunica că i-a făcut iuț. Aha, de aia mănâncă ea. Dar bun pentru microbi. Gripă. Da, haideți. Să nu se mai prindă gripa de noi. Da, e bun, mă. Da, dragi prieteni, cam atât a fost și cu acest vlog. Să nu uitați să vă abonați, să dați un like. Tomiță și Mândra. Să vă abonați la Tomiță și Mândra. Și pentru like-uri. Da, bine, dar tu mă luam hai, ne vedem mâine la un nou vlog. La revedere!